Mugur Mihescu i-a dat lecții de dans lui Bogdan de la ploiești, de față cu toată lumea. Imaginile au devenit virale, Bogdan de la ploiești a demonstrat în ultima vreme că, pe lângă muzică, se poate descurca de minune și la capitolul actorie. După ce primul film care a interpretat rolul principal a înregistrat un real succes, artistul a mai avut ocazia încă o dată să-și pună în aplicare talentul de actor, de această dată într-un film produs de Matei Dima, în care au avut roluri mai multe personaje foarte cunoscute și apreciate din țara noastră, cum ar fi actorul Mugur Mihescu sau artista Antonia cum filmul va apărea în cinematografie peste numai câteva zile. În această perioadă fanii au ocazia să-i întâlnească pe actor la diferite ședințe foto, cum ar fi Bogdan de la Ploiești, Matei Dima, Antonia sau chiar Mugur Mihescu. Distracție este întoi atunci când se întâlnesc cei mai apreciați actori și artiști, pentru care amuzamentul și buna dispoziție reprezintă un stil de viață. Așadar, la ultima întâlnire de acest fel, când Bogdan de la Ploiești a vrut să le arate tuturor cât de talentat este la dans, Mugur Mihrescu și Matei Dima au avut grijă să îi ofere lecții de dans în stilul caracteristic. Fanii s-au amuzat copios pe seama imaginilor, apreciind, printre altele, că Mugur Mihescu este cu adevărat un actor care a făcut legendă cu rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul timpului. Cum au reacționat fanii? Fanii s-au amuzat copios pe seama imaginilor, cei mai mulți dintre ei alegând să-l apreceze în mod deosebit pe Mugur Mihlescu prin prisma carierei sale de zeci de ani. Singura legendă din acest video este Garcia, Mugur Mihlescu. Îndrăgitul nostru actor, Garcia Nr. 1, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor, care l-au apreciat în special pe Mugur Mihlescu. Tot el e legenda, a fost comentariul lui Matei Dima, care a lăsat să se înțeleagă că, în ciuda eforturilor sale și ale lui Mugur Mihrescu, tot Bogdan de la ploiești este cel care are cel mai mare talent la dans.